Fiara fără dinți. Această poveste e din vremuri antice, când oamenii nu aveau încredere în câini și se bazau pe ei doar pentru protecție. Atunci când câinele îmbătrânea, nu mai avea niciun folos, iar oamenii îl lăsau singur, în junglă, să se descurce singur. Un fermier a avut un câine loial numit Leonardo, care a îmbătrânit și și-a pierdut dinții, deci nu mai putea ține loc de nimic. Într-o zi, fermierul stătea cu soția lui la ușa din fața casei și a spus: "Mâine mă duc să-l duc pe bătrânul Leonardo în junglă, deoarece nu ne mai e de folos." Soția lui, care a simțit milă pentru fiara loială, a spus: "Ne-a slujit atât de mult și a fost loial. Cred că ar trebui să-i oferim ceea ce și-a câștigat." Ce? Nu ești foarte deșteaptă. Nu mai are niciun dinte. Deci niciun hoț din lume nu s-ar teme de el, așa că acum poate pleca. Ne-a slujit bine și pentru asta a avut mâncare bună." Săracul câine, care stătea la soare în apropiere, a auzit tot și s-a simțit prost că mâine e ultima lui zi aici. Avea un prieten bun, lupul. Acesta a venit seara în pădure să vorbească cu el și să se plângă de soarta ce îl aștepta. A spus lupul: "Fii bucuros! Am să te ajut cu problema asta. M-am gândit la ceva. Mâine, de vreme, stăpânul tău va merge la fân cu soția lui. Și își vor lua cu ei copilul, nu-l vor lăsa acasă. În timpul muncii, părinții vor trebui să-l pună undeva la umbră. Stai și tu acolo ca și cum l-ai păzi pe cel mic. Apoi eu voi veni din pădure și voi fugi cu copilul. Tu vei fugi după mine ca și cum ai lua copilul de la mine. O să-ți dau copilul înapoi și îl vei duce la părinți, care vor crede că tu l-ai salvat și vor fi recunoscători și nu-ți vor mai face rău. Dimpotrivă, vei fi favorizat și nu vei mai avea niciodată nevoie de altceva." Planul a fost pe placul câinelui și a fost pus în aplicare. Tatăl a țipat când a văzut lupul fugind prin câmp cu copilul său, dar când bătrânul Leonardo le-a adus copilul înapoi, a fost extaziat și l-a mângâiat și a spus: "Niciun fir de păr de al tău nu va mai fi deranjat. Vei mânca din mâncarea mea cât timp vei trăi." Și soției sale i-a spus: "Mergi acasă și fă-i bătrânului Leonardo mâncare moale și adu-i perna din patul meu. O să-i o dau pentru a se putea așeza pe ea." Din acea zi, bătrânul Leonardo a avut toate necesitățile împlinite. La scurt timp, lupul l-a vizitat și a fost încântat că totul a mers conform planului. "Drept plată pentru favorul făcut, te vei face că nu vezi când am să iau una din oile grase ale stăpânului tău." "Nu pot face asta! Voi rămâne loial stăpânului meu! Nu pot fi de acord cu asta!" Lupul a crezut că bătrânul câine glumește, că nu ar fi de acord cu el. Deci, într-o noapte, a venit și urma să atace una dintre oi. Dar fermierul, care a aflat de planul lupului de la bătrânul Leonardo, l-a prins și l-a lovit tare cu arma. Lupul a trebuit să fugă, dar a spus câinelui: "Doar așteaptă, vei plăti pentru asta." Următoarea dimineață, lupul a trimis un mistreț să provoace câinele să iasă afară din pădure, pentru a putea rezolva această problemă de care lupul a crezut că a fost înșelat. Bătrânul Leonardo nu a putut găsi pe nimeni să stea lângă el, decât o pisică cu doar 3 picioare. Pe măsură ce au mers împreună, bătrâna pisică șchiopăta și și-a aruncat coada în aer în durere. Lupul și prietenul său erau deja la locul stabilit, dar când au văzut dușmanul lor venind, au crezut că e posibil să vină cu o sabie, deoarece au confundat coada pisicii cu o sabie. Și când biata pisică a sărit pe 3 picioare, au crezut de fiecare dată că lua o piatră pentru a o arunca.
Deci le-a fost teamă amândurora. Mistrețul a fugit în tufișuri și lupul a sărit într-un copac. Câinele și pisica, când au ajuns, s-au întrebat de ce nu era nimeni acolo. Mistrețul nu a putut să se ascundă totalmente și una din urechile sale erau vizibile. În timp ce pisica se uita în jur, mistrețul a mișcat urechea. Pisica a crezut că e un șoarece care se mișcă. A sărit pe el și l-a mușcat tare. Mistrețul a scos un zgomot temător și a fugit plângând. Nu mă omoare! Te rog, te rog! Lupul e în copac! Câinele și pisica s-au uitat în sus și au văzut lupul stânjenit care s-a rușinat pentru că a dat dovadă de frică și s-a împrietenit din nou cu bătrânul câine. Apoi, cei trei au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, până în ziua în care Leonardo a murit în brațele iubitoare ale fermierului și ale soției sale. Sfârșit. Tom de Gețel. Odată era un cerșător foarte bătrân care rătăcea prin pădurea deasă. Într-o zi, când picioarele îl dureau foarte tare, a bătut la ușa unui orc cu un ochi pe nume Gogo și l-a rugat să-i dea ceva de mâncare. Orcul, Gogo și soția sa, Gigi, l-au primit pe străin în peștera lor. În timp ce soția lui a pus niște pâine pe o farfurie mică, își dau seama că oaspetele lor nu era altul decât Merlin, cel mai mare și mai iscusit vrăjitor din toate tărâmurile. Oh, mare vrăjitor Merlin! Vă rugăm să acceptați umilul nostru ajutor! Amândoi sunteți foarte umili și generoși! Sunt foarte mulțumit! Prin urmare, doresc să vă ofer orice doriți! A pocnit din degete de două ori și apoi au apărut niște bule deasupra capului cu imagini în ele. Ași, cadoși! Mormane de aur! Strălucitoare mine de diamant! Spune-mi ce vrei! Oh, aș fi cea mai fericită creatură din lume dacă aș avea un fiu, chiar dacă nu ar fi mai mare decât degetul mare al soțului meu. Aș fi mulțumită! Gigi se uită la degetul mare cu dor. Merlin s-a amuzat atât de mult de ideea unui băiat orc, nu mai mare decât un deget mare, încât a decis să îi îndeplinească dorința bietei femei. Și, puf, a apărut un dulce băiat orc ce se ținea de degetul mare al lui Gigi. Noi, părinți orc, au simțit fericire totală și i-au mulțumit lui Merlin de denumărate ori. Curând după aceea, vrăjitorul s-a îndepărtat de umila locuință a gazdelor. Tom nu a crescut niciodată mai mare decât degetul tatălui său. Acesta este motivul pentru care toată lumea îl numește Tom Degețel. Gogo și Gigi nu își lasă niciodată fiul foarte mic să le dispară din vedere, de teamă să nu-l piardă. Au conceput o casă mică de jucării pentru ca el să locuiască în ea și, pe măsură ce a îmbătrânit, a devenit foarte viclean și inteligent. Într-o zi, Gogo se pregătea să meargă în pădure pentru a tăia lemne. Își spuse el: mi-aș dori să am pe cineva să poată conduce căruța. Tată, pot să duc căruța singur? Gogo a râs și a răspuns: bine, să încercăm cel puțin. Când a venit momentul, Tom i-a cerut mamei sale să strângă calul la căruță. Apoi s-a așezat în urechea calului și i-a dat indicații. Așa că acesta a mers pe calea corectă, prin pădurea deasă. În timp ce luau o curbă, Tom striga: ușor! 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 Doi oameni au răspuns la strigătul său de suferință. Unul dintre ei a văzut calul și a auzit vocea, dar nu-l putea vedea pe călăreț. Ce ciudat este! Merge o căruță cu un călăreț care vorbește cu calul, dar totuși călărețul nu se zărește. Au început să urmărească și căruța, din curiozitate. Mă întreb ce fel de magie ciudată este asta. Căruța a mers direct în pădure, exact în locul unde lucra Gogo. Atunci Tom
Văzându-l pe tatăl lui, a strigat la el. Ai văzut, tată? Am ajuns cu căruța! Gogo și-a luat fiul și l-a pus pe umăr. Cei doi străini se uitau în sus în tot acest timp și nu știau ce să spună, întrucât erau pur și simplu uimiți. Apoi, unul dintre ei l-a prins de umeri pe celălalt, spunând cu lăcomie: Trebuie să-l furăm pe micul orc. El ne-ar îmbogăți. Oameni de peste tot ar plăti să vadă un ciudat ca el. Am fi bogați! Bogați, îți spun! Așa că s-au deghizat de îndată, acoperindu-se cu ramuri și frunze. Când Gogo a luat o curbă prin pădure, l-au apucat cu grijă pe Tom, punând o mână peste gura lui minusculă și l-au înșfăcat rapid în ghiozdanul lor. Și exact așa s-au strecurat în umbra pinilor înalți ai pădurii. Ajută-mă, tată! Ajută-mă! Tom striga, dar nimeni nu-l putea auzi. Cei doi hoți au pornit mai departe, până când a început să se însereze. Și Tom a cerut cu durere în glas: Vă rog să mă puneți jos! Trebuie să merg la toaletă! Nu ne păcăli, băiatule! Știm că vrei doar să evadezi și să fugi, am dreptate? Nu, domnule, dar dacă nu mă credeți, vă sugerez să mă legați cu o oață. Au fost de acord să lege pe băiat cu o oață. Cu un capăt l-au legat pe Tom, iar celălalt capăt era legat de mâna omului. L-au eliberat și i-au permis să se ducă la toaletă. Tom a alunecat într-o gaură de șoarece și a tăiat firul de ață cu dinții. Bărbații și-au înfipt bețele în gaură, dar totul a fost în zadar, deoarece Tom s-a strecurat mai departe în gaură. Pe măsură ce devenea tot mai întunecat și mai întunecat, ei erau nevoiți să renunțe frustrați. După un timp, când Tom și-a dat seama că cei care l-au răpit au dispărut, a ieșit din gaură. În timp ce mergea, a auzit doi spiriduși care vorbeau despre cum să-l jefuiască pe tatăl său, Gogo. A ieșit apoi din gaură și le-a perturbat liniștea. Aș putea să vă spun eu cum. Pot aluneca prin ușa peșterii, apoi în seif și pot să-ți aduc cât aur vrei. Ce spui? Oh! Și de ce ne-ai ajuta? Hm? Ce ți se ție din asta, micuțule? Aș putea primi partea mea corectă din pradă, desigur. Dar de ce nu? Să mergem atunci. Spiritușul l-a luat pe Tom deasupra capului și a plecat. Când se apropiau de peștera lui Gogo, Tom străbătu o mică crăpătură din peșteră și deschise ușa pentru ei, trăgând o mică pârghie pe care tatăl său o făcuse special pentru Tom. Cei doi spiriduși au intrat în peșteră, cu ochii sclipind de lăcomie. Au verificat de două ori pentru a se asigura că cuplul orc dormea și au mers spre camera vistieriei. În timp ce spiridușul începea să înfășoare egoist aurul în ghiozdanul lor, Tom închise ușa camerei, trăgând încă o pârghie și prinzându-i înăuntru. El a strigat: Tată, tată, vino aici! Am prins tâlharii! Atât Gogo cât și Gigi s-au trezit, cu un zâmbet care le dansa pe fețe. Își aud fiul și aleargă spre sunetul vocii sale dulci. Micul meu Tom s-a întors! Întreaga familie a plâns cu lacrimi de recunoștință și bucurie la reuniunea familiei lor, precum și la siguranța bunurilor lor. Gigi și-a ridicat apoi fiul pe Tom și l-a sărutat. Îndată au auzit șoaptele celor doi spiriduși hoți, care se auzeau din camera vistieriei. Hei, Tom! Vină și deschide ușa! Partea ta din comoară te așteaptă! Tom? Ești acolo? Acum mă poți auzi? Tom! Întreaga familie orc a râs de situația intrușilor lor. Și apoi
Gogo a mers să le învețe o lecție și i-a bătut bine. În curând, Tom i-a putut auzi pe Spiriduș plângând de frică pentru viețile lor. Când Gogo a ieșit în cele din urmă din camera vistieriei, cei doi Spiriduși se învârteau cu capul în jos, în pumnul strâns. Și Tom s-a simțit atât de mândru că era fiul unor părinți atât de încântători. De acum înainte te vom trata ca pe un orc. Sunt mândru de tine, fiul meu. Sfârșit. Fericitul prinț. Deasupra orașului, pe o colină înaltă, stătea statuia fericitului prinț. Era aurită din cap până în picioare, cu frunze subțiri de aur fin. În loc de ochi, avea două safire strălucitoare și un rubin roșu mare. Străluceau pe mânerul său de la sabie. Într-o noapte, o mică rândunică a zburat peste oraș. Era obosită și își dorea să petreacă noaptea între picioarele prințului fericit. În timp ce tocmai era pe punctul de a dormi, o picătură mare de apă a căzut peste ea. Era nedumerită întrucât nu erau nori pe cer. Apoi, o altă picătură de apă a căzut peste ea. Rândunica a decis să caute un alt loc unde să doarmă. Chiar atunci a căzut o a treia picătură. A ridicat privirea și a văzut că acestea sunt lacrimile din ochii fericitului prinț. Rândunica, plină de compasiune, a întrebat: cine ești și de ce plângi? Am fost odată și am trăit într-un palat grandios. Pe când eram amabil și umil, nu era nicio întristare în regatul meu și curtenii mă numeau Prințul Fericit. După moartea mea, am fost așezat pe un stâlp înalt, iar inima mea este făcută din plumb. Și totuși plânge mereu când vede urâțenia și mizeria orașului meu. Săracul de tine, deci de ce plânge acum? Departe, într-o căsuță, băiețelul unei croitorese este bolnav. Plânge pentru că mama lui nu i-a putut da nimic să mănânce, pentru că este foarte săracă. Și tot ce are de oferit băiatului mic este apa din râul din apropiere. Dar stomacul micuțului vrea mâncare. Atunci, cum îl poți ajuta de aici? Scoate rubinul de la mânerul de la sabia mea și dă-l femeii sărace. Micuța rândunică s-a supus cuvântului prințului, apoi a zburat în cabana croitoresei și a așezat rubinul pe masa ei. De asemenea, ea s-a năpustit asupra băiatului sărac și bolnav pentru a-l vindeca de febra pe care o avea. În timp ce ea a fugit, mama săracă s-a trezit și a găsit rubinul sclipitor care stătea în mâna sa. Amândoi s-au simțit cu adevărat fericiți. Când rândunica s-a întors, prințul a spus: văd un scriitor. Suferă de frig și aparent este foarte flămând. Totuși, el scrie în continuare povestea, pentru că nu va primi nimic dacă își lasă cartea neterminată. Dragă rândunică, o să-i dai, te rog, safirul de la unul din ochii mei? Nu, prințul meu, nu pot face asta. Este ordinul meu, dragă rândunică. Rândunica nu voia să smulgă safirul din ochi, dar s-a supus reticentă cuvintelor prințului generos. Așadar, rândunica din nou a zburat spre viața unui alt suflet nefericit, chiar dacă a fost doar o clipă, și a așezat safirul pe biroul scriitorului. A văzut cum scriitorul a căzut inconștient din cauza frigului și a foamei. Așa că a adunat câteva lemne și a aprins focul în șemineu. În timp ce se îndepărta, scriitorul a simțit căldura focului și se trezi încet. El a văzut safirul sclipitor de pe biroul său și, cu o bucurie imensă și recunoștință, i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a oferit-o. La întoarcerea rândunicii minuscule, prințul a spus:
Am văzut o fetiță, a cărei obiecte au căzut în șanț. Îi este foarte frică și tremură, știind că tatăl ei o va bate tare dacă se întoarce acasă cu mâinile goale. Nu ți-a mai rămas nimic să-i dai, prințule? Dragă rândunică, îmi mai rămâne celălalt ochi. Te rog, dă-i-l fetiței acelea mici. Niciodată, prințul meu, nu pot face asta, pentru că atunci ai fi orb dacă aș lua celălalt safir de la tine. Te rog, dragă rândunică, este ultima dată când pot ajuta pe cineva. După această încercare, nu te voi mai deranja. Mă poți lăsa în pace și să-ți continui călătoria. La comanda lui, rândunica a scos stingherită safirul din celălalt ochi al prințului fericit, care acum era total orb. Rândunica a îndeplinit și misiunea finală pentru statuia care se jertfea și a strecurat safirul în tăcere în palmă tinerei fete și s-a întors la prinț și a spus: Nu merg nicăieri, prințul meu. Voi rămâne aici cu tine până la ultima mea respirație. Din această zi voi fi ochii tăi. Acum, rândunica îi povestea zilnic statuii cu aspect sărac despre suferințele oamenilor. La porunca prințului fericit, rândunica a scos frunzele de aur de la statuie și le-a distribuit printre oamenii săraci pentru a le oferi bogăție, astfel încât fiecare să-și poată permite o viață mai bună. Acum, statuia era plictisitoare și cenușie, întrucât nu mai rămăsese niciun aur. Curând a venit iarna și gerul a făcut ca rândunicii să-i fie din ce în ce mai rece, atât de frig încât era pe punctul de a muri. A zburat către prințul fericit și îl sărută pe frunte. Acesta este ultimul adio pe care ți-l voi oferi, prințul meu. Oh, în cele din urmă ai decis să-ți continui călătoria, micul meu prieten. Sunt fericit pentru tine. Adio, micul meu prieten. Rămas bun. Nu, prințul meu, călătoresc spre moartea mea, moartea mea sigură, deoarece am decis să rămân cu tine în ziua aceea. Dar nu am niciun regret, pentru că sunt liniștită și mulțumită. Rândunica s-a aruncat la întâmplare pentru a muri la picioarele statuii pe care venise să o admire și să o iubească. Prințul a plâns o perioadă de timp incomensurabilă, iar inima de plumb care bătea în pieptul său gri s-a rupt în două. Primarul a ordonat ca statuia să fie dată jos pentru că nu era nici frumoasă, nici utilă, dar inima ruptă nu s-a topit în cuptor, așa că a fost aruncată pe o grămadă de gunoi, unde sărăcuța rândunică era așezată moartă. Când a văzut acest lucru, Dumnezeu a hotărât să-i supună pe îngerii pe care El i-a creat la un test. Așa că El le-a spus: Aduceți-mi cele mai prețioase două lucruri de pe pământ pe care le-am creat. Da, Doamne! Îngerii au mers pe același morman de praf pe care rândunica moartă, inima și fericitul prinț locuiau. Acum un morman de gunoi. Și îngerii i-au ridicat imediat. O, tata luminilor cerești, acestea sunt cele mai prețioase lucruri pe care le-am găsit pe pământul tău. Dumnezeu a lăudat alegerea îngerului prin faptul că i-a adus inima de plumb a prințului fericit și rândunica decedată. Acum, rândunica va rămâne aici în grădina mea, iar prințul va rămâne și el aici și se va bucura de frumusețile cerului meu. Acum, ori de câte ori rândunica și fericitul prinț văd suferință pe pământ, lacrimile lor cad din cer, iar ploaia izbucnește din nori. Sfârșit. Condițiile Domnului. Cu mii de ani în urmă, când unicul Dumnezeu trăia printre toate creaturile vii, când încă nu a creat oamenii, iepurii erau cele mai talentate creaturi în acel timp.
Într-o zi, iepurele l-a vizitat pe Dumnezeu la palatul său, care era în junglă. E o plăcere să te am în palat. Cu ce te pot ajuta? Dumnezeule puternic, ai control asupra tuturor și a orice din pădurea asta. Ești un adevărat maestru. Am nevoie de o favoare. Ce fel de favoare? Doar un lucru. Te rog să mă faci inteligent și înțelept. Măi, toată lumea vrea să fie bogată și tu îmi ceri să te fac mai deștept. De ce? Deoarece vreau să fiu mai inteligent decât toate animalele din pădure. Bine. Dar trebuie să-mi arăți de ce ești în stare. Deoarece mă gândeam să fac alte specii cărora să le ofer înțelepciune și inteligență. Dacă îmi poți dovedi că ești capabil, atunci nu voi mai crea oamenii. Ce părere ai? Voi face tot ce trebuie. Dacă îmi poți aduce 5 păsări albastre, 5 fluturi albi, o albină cât tine, atunci o să văd ce pot face pentru tine. O să le iau! Nu te voi dezamăgi! În pădure, iepurele a intrat fiind deja obosit. S-a așezat pe jos lângă un iaz. Mai multe animale au intrat și au început să bea apă din iaz, după care au plecat. 5 păsări albastre au intrat și au băut apă din iaz. Apoi au început să se joace și să sară. Azi voi ști de ce sunt capabil. Nu e posibil. E imposibil. Nu-i adevărat. Nu-mi vine să cred. Nu sunt atât de multe. Cele 5 păsări albastre se apropiau de el. Bună, iepure! Ce vorbești? Care e problema ta? Nimic. E doar imposibil. Te rog, spune care e problema. Cineva mi-a spus că ați putea veni cu mine, dar știu că e imposibil. Ați obosit de la călătorie. Glumești! Nu obosim niciodată. Mereu zburăm distanțe mari. Zburatul nu ne obosește. Putem merge cu tine oriunde. Cele 5 păsări albastre au râs și au dansat în jurul iepurelui. Grozav! 5 fluturi albi au intrat și au băut miere din florile din jurul iazului. Wow! Sunt cei mai frumoși fluturi pe care i-am văzut! Dar nu cred că pot să o fac! Ar fi imposibil! La ce mă gândeam? Cei 5 fluturi albi s-au apropiat de el. Bună, iepure! Ce vorbești acolo? Care e problema ta? Nu-i nimic. E doar imposibil. Te rog, spune ce e. Cineva mi-a spus că ați putea veni cu mine, dar știu că e imposibil. Ați obosit de la călătorie. Glumești! Nu vorbești serios, nu? Nu obosim niciodată. Mereu zburăm distanțe mari, zburatul nu ne obosește. Putem merge cu tine oriunde. Cei 5 fluturi albi au râs și au dansat în jurul iepurelui. Grozav! O albină mare a intrat să bea miere dintr-o floare. Ce albină frumoasă! Dar nu cred că pot să o fac. Ar fi imposibil. Cred că eram nebun. Albina s-a apropiat de el. Bună, iepure! Ce vorbește acolo? Care e problema ta? Nu-i nimic. E doar imposibil. Te rog, spune-ne ce e. Cineva mi-a spus că ai putea veni cu mine, dar știu că e imposibil. Ai obosit de la călătorie. Glumești! Nu ai rezista. Nu obosesc niciodată. Mereu zbor distanțe mari. Perfect! Să mergem! Da!
Hei, așteaptă! Nu ne-ai spus să mergem! E o mare surpriză! Este bine sau rău? A, bine, desigur! Veniți înainte să se întunece! La Palatul lui Dumnezeu, iepurele, cele 5 păsări albastre, cei 5 fruturi albi și albina uriașă au stat în fața lui Dumnezeu. Te așteptam! Dumnezeu s-a uitat la cele 5 păsări, 5 fruturi și la albină. Văd că ai venit însoțit. Acum îmi poți îndeplini dorința? Nu cred. De ce nu? Dacă te fac mai inteligent, aș face o mare greșeală. De ce? Deoarece ești deja foarte inteligent. Atunci sunt mai inteligent decât alte animale din pădure? Mereu ai fost mai inteligent, doar nu ai știut asta. Care e dorința ta? Cu toții au început să vorbească în același timp. Iepurele a părăsit palatul triumfător. Sfârșit. Ochi pentru ochi. Odată, ca niciodată, trăia un bărbat numit Chester, care era foarte bogat, dar foarte zgârcit. Avea o menajeră numită Magda. În tinerețe, Chester a fost unul din cei mai activi copii din cartier, dar când a îmbătrânit și a înțepenit, i-a fost tot mai greu să meargă și servitoarea sa i-a spus să-și ia un cal. În sfârșit, Chester a mers într-o zi la piață unde a văzut un măgar pe care l-a cumpărat pentru 7 bucăți de aur. Acum erau 3 hoți în jurul pieței, care preferau să trăiască de pe munca oamenilor în loc să muncească ei. Imediat ce au văzut că Chester a cumpărat un măgar, unul din ei a spus companionilor săi: prietenilor, acest măgar trebuie să fie al nostru. Dar cum vom reuși? Trebuie să stăm fiecare în locuri de-a lungul drumului spre casa al bătrânului. Și fiecare trebuie să declarăm că măgarul cumpărat de el e un asin. Dacă spunem aceeași poveste, măgarul va fi al nostru. Planul i-a mulțumit pe toți și s-au împărțit ca să-l aștepte. Când Chester a venit, primul hoț i-a spus: Domnul să te binecuvânteze, domnul meu drag. Mulțumesc pentru curtoazie. Unde ați fost? La piață. Ce ați cumpărat acolo? Acest măgar. Care măgar? Cel pe care stau. Vorbești serios sau glumești? Ce vrei să spui? Îmi pare că ai luat un asin, nu un măgar. Un asin? Nu se poate. Și fără niciun alt cuvânt a plecat pe drumul său. După câteva sute de metri l-a întâlnit pe al doilea hoț, care i-a spus: Bună ziua, domnule! De unde veniți? De la piață. Au fost ieftine lucrurile? Cred și eu că da. Și ați făcut un târg bun? Am cumpărat acest măgar pe care stau. Ha! Dar nu e decât un asin! Un asin? Mă gândesc că dacă o singură persoană mai spune asta, va trebui să scap de acest animal groaznic. Și-a continuat drumul și foarte repede l-a întâlnit pe al treilea hoț, care i-a spus: Domnul să te binecuvânteze, domnule! Veniți cumva de la piață? Da. Și ce ați cumpărat acolo? Am cumpărat acest măgar pe care stau. Un măgar? Nu poți vorbi serios! Vrei să mă iei drept prost? Dar sunt serios! De ce aș glumi cu măgarul meu? Oh, prieten drag, nu poți să-ți dai seama care e diferența dintre măgar și asin? Ești a treia persoană în ultimele 2 ore care mi-a spus același lucru, dar nu am putut să cred. A coborât de pe măgar și a spus: Păstrează animalul, mi-e rușine că am fost păcălit la piață. Hoțul deștept a luat măgarul și a plecat în zare cu prietenii lui, hoți, în timp ce Chester a continuat drumul pe jos. Imediat ce bătrânul a ajuns acasă, a spus menajerei că a cumpărat un asin, crezând că era măgar, și restul poveștii.
O, domnule, nu știți că cei trei v-au păcălit? Sigur trebuie să fie hoți. Nu mai contează, o să-i înveț o lecție bună acum. Apoi Chester a cumpărat două capre identice, a plătit un preț mic pentru ele și a mers acasă cu ele. I-a spus Magdei să prepare o masă bună, deoarece urma să invite niște prieteni la cină. A comandat să prăjească șuncă și să fiarbă niște pui și i-a spus să facă cel mai bun tort pe care îl putea face. Apoi a luat una din capre și a legat-o de stâlpul din curte și i-a dat puțină iarbă să mănânce, după care a luat cealaltă capră și a dus-o la piață. Imediat ce a ajuns, cei trei hoți l-au văzut și s-au decis să-l întâmpine. Bun venit, domnule Chester! Ce vă aduce aici? Am venit să iau câteva provizii, deoarece unii prieteni vin să cineze astăzi cu mine și mi-ar face mare plăcere dacă m-ați onora cu compania voastră. Hoții au acceptat această invitație și după ce Chester a făcut toate achizițiile, le-a pus pe spatele caprei și i-a spus, în prezența celor trei scroci: mergi acasă acum și spune-i Magdei să prăjească șunca și să fiarbă pui și să coacă cel mai bun tort pe care îl poate face. Acum mergi repede, vom veni mai târziu. Imediat ce a dezlegat capra a fugit cât a putut de repede. Chester a mers cu cei trei un timp în piață și apoi au călătorit spre casă. Când el și invitații lui au intrat în curte, au văzut că capra legată de stâlp mânca iarbă liniștită. Au fost șocați de asta, deoarece au crezut că e aceeași capră pe care Chester a trimis-o acasă cu provizii. Imediat ce au ajuns la casa lui, Chester i-a spus menajerei: păi, Magda, ai făcut ce i-am spus caprei să-ți spună? Femeia inteligentă a înțeles stăpânul și a spus: sigur că da, șunca este prăjită și puii sunt fierți. E bine! Când cei trei au văzut mâncarea gătită și carnea în cuptor și au auzit vorbele Magdei, au fost uimiți și au început să discute despre cum pot cumpăra capra. În sfârșit, spre finalul mesei, unul din ei i-a spus lui Chester: gazda mea demnă, trebuie să ne vinzi nouă capra. Chester i-a spus că nu era dornic să scape de capră, deoarece nicio sumă de bani nu poate compensa lipsa ei. Dar, dacă sunteți hotărâți, aș putea să o dau pentru 50 de bucăți de aur. Hoții au plătit 50 de bucăți de aur de îndată și au plecat din casă veseli, cu capra lângă ei. Când au ajuns acasă, le-au spus soțiilor: nu găti cina mâine până nu trimitem mesagerul acasă. În ziua următoare, au mers la piață și au adus pui. Și apoi au împachetat spatele caprei vorbitoare și au spus ce mâncare vor ca soțiile lor să pregătească. Imediat ce capra a fost dezlegată, a fugit cât putea de repede. Când s-a apropiat ora cinei, cei trei au mers acasă și și-au întrebat soțiile cum e cu cina. Oh, proștilor! Cum ați putut crede pentru o secundă că această capră ar face munca unei menajere servitoare? Ați fost păcăliți pentru ce ați făcut și voi altora! Asta e ce se numește ochi pentru ochi! Sfârșit! Dacă v-a plăcut această poveste, apăsați butonul. Mărul magic. A fost odată ca niciodată, într-o lume cu zâne și regi, un om egoist numit Tiun, care avea trei fiice. Cea mai mare era Mono, deoarece avea un singur ochi. A doua era chemată Stereo, deoarece era normală. Și a treia, Dolby, deoarece avea trei ochi. Dar, pentru că a doua fiică era normală în aspect, era certată de surorile ei și urâtă de tatăl lor. I-au dat haine dure și nu mânca nimic decât resturile celorlalți. Odată, Stereo a trebuit să intre în pădure să aibă grijă de capra lor. Îi era foarte foame, deoarece surorile ei i-au dat foarte puțin de mâncare în acea dimineață. A stat pe un deal și plângea. Apoi a venit vrăjitoarea cea bună și a spus: de ce plângi, Stereo? Deoarece am doi ochi ca toată lumea, deci tatăl și surorile mele nu mă plac și nu-mi dau aproape nimic de mâncare.
azi mi-au dat atât de puțin încât încă mi-e foame. Voi transforma eu capra într-o capră magică. Apoi, de fiecare dată când spui caprei tale: capră mică, dă-mi și mie mâncărică. Și imediat capra va începe să danseze și masa va fi plină cu mâncare deosebită. Și vei putea mânca oricât de mult ai dori. Și când ești mulțumită, trebuie să-i spui: capră mică, oprește-te acum, te rog. Burtica mi-e plină, închide mâncarea. Cu aceste cuvinte, vrăjitoarea a plecat și Stereo a cântat: capră mică, dă-mi și mie mâncărică pe care s-o pot mânca. Imediat, capra neagră a început să danseze și masa cu mâncăruri delicioase și apetisante a apărut. Stereo a început să mănânce și când a terminat, a spus: capră mică, oprește-te, te rog, acum! Burtica îmi e plină, închide mâncarea! Și totul a dispărut de îndată. Când a venit seara, a mers acasă cu caprele ei și a găsit un vas de lut pe care surorile i l-au lăsat plin cu resturile lor. Nu s-a atins de el. Prima și a doua oară când a făcut asta, surorile sale nu au crezut că înseamnă ceva, dar în a treia dimineață au fost curioase și au spus: ceva nu e în regulă cu Stereo. Nu a mâncat de două ori și nu s-a atins de resturile noastre. Trebuie să fi găsit un alt mod de a trăi. Deci au decis ca Mono să meargă cu fata când au mers cu capra în curte și să fie atentă la ce se petrece și să observe dacă cineva îi aduce orice de băut sau de mâncat. Când Stereo urma să plece, Mono i-a spus că vrea să meargă cu ea să vadă dacă poate avea grijă cum trebuie de capră. Stereo și-a dat seama ce vrea sora ei și a adus capra în iarba cea mai mare și a spus: vino și ia loc și o să-ți cânt ceva. Deci Mono s-a așezat, fiind deja obosită de la plimbat și de la căldura soarelui. Stereo a cântat frumos până când sora ei a adormit. Imediat ce a adormit, fata a scos masa afară și a mâncat și băut cât avea nevoie și până când Mono s-a trezit, masa a dispărut și fata i-a zis: vino, vom merge acasă acum. Așa că au mers acasă și după ce Stereo a lăsat mâncarea neatinsă din nou, tatăl a întrebat-o pe Mono ce a văzut și a recunoscut că a dormit. Dimineața următoare, tatăl i-a spus lui Dolby să-și urmeze sora, Stereo. Deci Dolby i-a spus surorii că va merge cu ea dimineața, dar Stereo și-a dat seama imediat ce gândea și a dus capra din nou la locul cu cea mai bună hrană. Apoi i-a cerut surorii sale să stea jos și îi va cânta și Dolby s-a conformat. Apoi Stereo a început să cânte ca înainte. Dolby și-a închis doi din ochii săi și a dormit cu ei, dar al treilea a rămas deschis. Dolby l-a închis și pe acesta și s-a prefăcut că doarme în timp ce privea și Stereo, repede crezând că totul e bine, a repetat cuvintele magice. Dolby a văzut tot ce s-a întâmplat și apoi Stereo a venit și a trezit-o spunând: să mergem acasă acum! Când au ajuns acasă, sora i-a spus tatălui lor ce a aflat și motivul pentru care Stereo nu mai mănâncă resturile lor. Apoi tatăl lor, furios, a luat un cuțit și a ucis capra. Imediat ce Stereo a văzut asta, a plecat și a plâns. În scurt timp, vrăjitoarea cea bună stătea în fața ei din nou și a întrebat-o de ce plângea. I-a povestit totul. Stereo, roagă pe sora ta să-ți dea măruntaiele caprei și îngroapă-le în pământ înaintea ușii casei și vei avea noroc. Spunând asta, a dispărut și Stereo a mers acasă și a spus surorilor sale: dragi surori, dați-mi ceva din capra ucisă, nu vreau nimic decât măruntaiele ei.
Surorile i-au dat și ea apoi l-a îngropat în secret în fața ușii. În dimineața următoare au găsit în fața casei un copac frumos, cu frunze argintii și mere aurii, care atârnau prin crengi. Imediat ce tatăl l-a văzut, i-a spus lui Mono să culeagă câteva mere. Mono a urcat în copac și a tras o creangă spre ea să culeagă fructul, dar creanga a zburat din mâinile ei și de fiecare dată când o ținea, era forțată să-i dea drumul. Apoi tatăl a trimis-o pe Dolby să culeagă merele, dar a pățit același lucru. Într-un sfârșit, tatăl era prea nerăbdător și s-a cățărat chiar el în copac. Dar nu a avut mai mult succes decât cele două fiice ale sale. Stereo s-a gândit să încerce și ea. Așa că Stereo s-a cățărat în copac și imediat a atins creanga și merele aurii au căzut în mâna ei. Și și-a umplut șorțul cu ele. Tatăl ei i-a luat toate merele. Într-o dimineață, cele trei surori stăteau împreună sub copac, când, din depărtare, un cavaler venea spre ele. Pleacă, Stereo! Nu vrem să fim rușinate de tine! Și-au pus-o într-un butoi gol care era aproape și au pus niște mere aurii în sus. Imediat, cavalerul a ajuns la copac. S-a oprit să-l admire și a întrebat cine e proprietarul copacului, căci ar vrea o creangă pentru el. Mono și Dolby au spus că copacul aparținea lor și au încercat să rupă o creangă pentru cavaler, dar crengile și fructele au zburat înapoi, imediat ce l-au atins. E foarte ciudat că e copacul vostru, dar nu puteți culege niciun fruct. În timp ce ei vorbeau, Stereo a împins un măr auriu din butoi și a ajuns astfel la picioarele cavalerului. Când acesta a văzut mărul, a fost uimit și a întrebat de unde venea. Și Mono și Dolby au spus că mai au o soră, dar nu doresc să o lase afară să fie văzută. Cavalerul a vrut să o vadă și a strigat: Hei tu, vino aici! Și imediat Stereo a apărut din butoi. Cavalerul a fost șocat de frumusețea ei și a spus: Oh, ești o frumusețe cum nu am mai văzut niciodată. Vrei să te căsătorești cu mine? Îți pot îndeplini orice dorință ai avea. Mă mărit cu tine cu o condiție, dacă mă iei cu tine de aici. Sufăr de foame și sete și am probleme de dimineață până seara târziu. Ia-mă și salvează-mă. Auzind asta, cavalerul a ridicat-o pe Stereo pe șaua lui și a dus-o acasă în palatul tatălui său și apoi s-a căsătorit cu ea. Și au avut o nuntă foarte fericită. Copacul este tot al lui Stereo și nimeni altcineva nu-l poate atinge sau tăia. Sfârșit. Vulpea și Barza. A fost odată ca niciodată doi prieteni foarte buni, dar ciudați, care trăiau în pădure. Numele lor era Dr. Vulpe și Dr. Barză. Vulpea era foarte vicleană și Barza nu era foarte deșteaptă. Într-o zi, Vulpea a invitat pe Barză la cină. Nu ne-am invitat niciodată la cină înainte. Vrei să vii să mănânci în casa mea? Sigur, ce vei găti? Va fi o surpriză. În ce zi și la ce oră să vin? Mâine seară la 7? E bine, ne vedem mâine. Ne vedem atunci, să fii punctual. Voi fi. În ziua următoare, Vulpea a ajuns la timp la casa Berzei. Bună, vino și ia loc. Cina e gata. Spune-mi, ce ai gătit? Am gătit o supă delicioasă. Sunt sigur că o să-ți placă. Dar Vulpea a fost surprinsă să vadă că supa a fost servită într-un borcan foarte înalt cu o gură îngustă. Care e problema?
Nu pot să mănânc cu ciocul meu mare. Oh, nu? Cel puțin poți să-l bagi puțin în zeamă, nu? Păi da, dar nu mai contează. Oricum, sper că îmi vei întoarce favorul și vei veni să cinezi cu mine în curând. Sigur că am să vin. Ce spui de mâine seară? Voi fi acolo. Acea seară, Barza a mers acasă înfometat. În ziua următoare, Vulpea a ajuns la timp la casa Berzei. Intră, prieten bun, te așteptam! Ce ai gătit? Din moment ce ești gazda mea specială, am gătit mâncarea ta preferată, o supă delicioasă! Oh, serios? Sigur, vino și ia loc, cina va fi servită! Dar Vulpea a fost surprinsă să vadă că supa a fost servită într-un borcan foarte înalt, cu o gură îngustă. Supa arată foarte bine, dar, bun prieten, nu pot să-mi pun botul în borcan. Oh, nu? Cel puțin poți linge exteriorul vasului, nu-i așa? Vulpea era foarte supărată de comportamentul Berzei, dar a rămas calmă și a decis să-i dea o lecție bună. Deci a spus: păi, putem să o luăm de la capăt, nu? Vino la mine mâine seară și vom cina. Voi fi acolo, dar de acum înainte trebuie să-ți aduci farfuria ta la cină. Deci, în dimineața următoare, Barza a mers la casa Vulpii pentru cină. Bună, prieten bun, te rog, ia loc. Cina e aproape gata. Spune-mi, ce ai gătit? Am făcut o tocană delicioasă de barză, dar îi lipsește un ingredient. Barza! Păi, eu sunt barză! Știu! Și apoi Vulpea a izgonit barza din casă pe deal. Și Vulpea a fugărit barza kilometri întregi până a prins-o într-un final. După o urmărire lungă, Vulpea s-a întors acasă cu pene în gura sa și a luat loc la masă. A deschis șervețelul și a început să mănânce tocana. I-a plăcut delicioasa tocană de barză. Deci, sper că ați învățat lecția. Nu încercați să păcăliți o vulpe. Sfârșit. Broasca și greierele. A fost odată ca niciodată doi prieteni care trăiau în pădurea amazoniană. Numele lor erau domnul Greiere și domnul Broască. Erau cei mai buni prieteni, dar nu s-au invitat niciodată unul la casa celuilalt din oarecare motiv. Într-o zi stăteau pe malul lacului. Greierele și Broasca stăteau întinși pe spate, pe pământ, privind cerul. Ce zi frumoasă! Da, așa e. Vii des aici? Uneori. Îmi petrec mult din timp la fântână. Da, nu îmi plac fântânile, sunt prea întunecate. Ar trebui să mă vizitezi într-o zi. Am o idee. De ce nu vii la fântână diseară pentru cină? Soția mea va prepara o masă specială. Voi aprinde câteva lumânări. Te rog să accepți. Păi sigur, de ce nu? Bine, trebuie să plec. Am multe pregătiri de făcut. Ne vedem atunci. După ce Broasca a plecat, greierele se uita insistent la cerul albastru și s-a gândit ce să poarte la cină diseară. Seara, greierele a ajuns la fântână. Erau câteva lumânări aprinse. Broasca stătea la masă și soția sa l-a salutat pe greiere. Vă rog să intrați, domnule greier. Aveți o casă frumoasă, doamnă Broască. Mulțumesc, dragă, prietenul tău a sosit. Spune-i să intre. Vă rugăm să stați la masă cu noi, cina este gata. Greierele și soția broaștei au mers la masă și s-au așezat.
Sunt fericit că ai venit. Aveți o casă frumoasă și nu e prea întunecat cum îmi închipuiam. Au, nu, am aprins câteva lumânări pentru tine. Da, frumos din partea ta. Mai ales pentru că nu-mi place să stau în locuri întunecate. Mi-am spălat deja membrele. Poți face la fel, ai acolo apă. Bine. Greierele s-a spălat și a făcut un zgomot puternic. Prietene, nu poți renunța la zgomot? Greierele s-a așezat la masă și a încercat să mănânce fără să-și frece membrele frontale, dar era imposibil. Iar faci zgomot? Liniște, nu pot mânca cu așa gălăgie. Îmi pare rău, prietene. Dragă, ești necioplit. Greierele s-a enervat. Nu pot mânca, oricum nu mi-era foame. Dar... Îmi pare atât de rău, domnule Greier. Nu vă faceți griji, doamnă broască. Știți ceva? Veniți la mine acasă mâine seară pentru cină. Ne-ar face plăcere. Va trebui să mă iertați, dar am alte planuri. Ce alte planuri? Ai uitat? Am promis că voi sta cu mormolocii mici ai surorii mele mâine seară. Da, am uitat. Atunci voi merge doar eu. Greierele s-a ridicat și a salutat de rămas bun. Să nu întârzi! Nu e cazul. Greierele a plecat și broasca a continuat să-și mănânce cina. Ziua următoare, la ora cinei, broasca s-a îndreptat spre casa greierului. Mă simt groaznic. Ieri seara am fost necioplit cu prietenul meu. Mă simt atât de vinovat pentru cum l-am tratat. Imediat ce ajung la el, o să-i spun cât de rău îmi pare. Broasca a ajuns la casa greierului. Wow! Ai venit de vreme! Bună, prietene! Am venit de vreme deoarece vreau să-ți spun... Greierele l-a întrerupt pe broască. Nu mai vorbi! Te rog, intră, vino la masa mea! Dar trebuie să-ți spun ceva. Greierele a întrerupt iar pe broască. Cina se răcește, m-am spălat deja, ai acolo apă, deci te poți spăla. Bine, sunt lihnit. Broasca a sărit la apă și s-a spălat, după care s-a întors la masă. Ups, mai bine te întorci și te speli din nou. De ce? Ce am făcut greșit? Ai sărit în praf și ți-ai murdărit iar membrele. Broasca s-a întors la apă, s-a spălat din nou, după care s-a așezat la masă. Yummy, arată delicios! Stop! Ce mai e acum? Te rog, nu-ți pune mâinile murdare pe mâncare. Mergi și spală-te din nou. Broasca s-a enervat. Nu vrei să mănânc cu tine. Știi foarte bine că trebuie să-mi folosesc membrele ca să mă deplasez. Nu am ce să fac dacă se murdăresc când merg de la apă la masă. Tu ai început asta ieri seara. Știi că nu pot să-mi ating membrele frontale fără să fac zgomot. Păi da, de asta am venit mai devreme, să-ți spun cât de rău îmi pare. Broasca a mers spre ușă. Unde pleci? Merg acasă. Te rog, întoarce-te și iartă-mă. Mai vrei să fii prietenul meu? Desigur, vino înapoi. Haide să mâncăm împreună. Amândoi am învățat o lecție. Tu trebuie să mă accepti cum sunt și eu să te accept cum ești. Broasca s-a așezat la masă și amândoi au început să mănânce. E cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o în ultima vreme. Și mai am în bucătărie. Sfârșit. Iazul magic cu dorințe. A fost odată ca niciodată o prințesă numită Jasmine. Era unicul copil al tatălui ei, deci era răsfățată. Era foarte încăpățânată și egoistă, mereu avea poftă pentru mâncăruri delicioase. Într-o zi, un magician a vizitat regatul să-i ofere binecuvântarea și să-l avertizeze de un iaz magic cu dorințe din dinastia sa. Rege,
Am venit să vă avertizez referitor la iazul magic din statul dumneavoastră, care e... În același timp, mica Jasmine trecea prin curte și a văzut pe magician vorbind cu tatăl său. I-a stârnit interesul când a auzit de iazul magic cu dorințe. Imediat ce a auzit de iazul magic cu dorințe, a fugit în camera ei fără să mai asculte ce avea de zis magicianul. Trebuie să merg la iazul magic cu dorințe să-i cer mâncăruri delicioase. În următoarea dimineață, Jasmine s-a pregătit repede și a pornit călătoria spre iaz. La prânz, a ajuns cu câteva monede de aur în buzunar. Voia să-și dorească multe lucruri, precum un tort delicios, înghețată, hamburger, pizza, curcan, ciocolată, prăjituri și multe altele. Dar când a citit avertismentul din iaz, a fost dezamăgită. Spunea doar o dorință pentru fiecare. Iaz magic, iaz magic, dă-mi o dorință, dă-mi mâncare care să-mi pice bine! Brusc, o oală a venit din iaz urmărind o șoaptă. Aici e dorința ta, ceea ce ți-ai dorit. Urmează-mi instrucțiunile sau nu va merge. Trebuie să spui 3 cuvinte magice. Ting, tong, tong. Apoi oala magică va începe să facă mâncăruri delicioase. Îți va satisface cele mai înfometate dorințe. Dar nu uita să spui stop, oală, stop, sau va face mâncare non-stop. Ok, cum spui tu? Jasmine s-a întors la palatul ei. Era foarte curioasă despre oala magică și a spus cuvintele magice. Ting-tong-tong, vreau un tort de ciocolată și budincă. În mod magic, oala a început să facă o fântână de budincă de ciocolată și tort. Jasmine se înfruptă și a mâncat de parcă îi era foame. Au trecut zile și zile și cerea orice mâncare ce îi trecea prin minte. A început să se îngrașe. Într-o zi, regele a vizitat-o. A văzut un copil gras mâncând o pulpă de pui și s-a apropiat. Nu a realizat că era fiica lui până nu s-a apropiat. A fost surprins și a spus: "Oh, prințesa mea dragă, ce ți-ai făcut?" "Tată, am vizitat iazul magic cu dorințe în urmă cu câteva zile și am cerut o oală magică de mâncare. Acum, în ultimele zile mi-am dorit mâncăruri și azi noapte am uitat cuvintele magice să opresc oala." Regele a realizat cât de egoistă și lacomă a fost. A ținut prințesa care plângea în brațe și a spus: "Dragă prințesă, nu asculți niciodată pe nimeni. Știu că l-ai auzit pe magician vorbind despre iazul magic cu dorințe, dar nu ai ascultat tot ce a spus." "O, rege, am venit să vă avertizez despre iazul magic cu dorințe din regatul dumneavoastră, care acordă dorințe, dar acele dorințe au mereu consecințe. Este un iaz magic malefic. Vă sugerez să-l distrugeți cât de repede posibil." "Acum știi, draga mea prințesă, de ce se întâmplă asta." Apoi, regele a convocat garda lui și a ordonat: "Luați acea oală și ardeți-o pe foc." Imediat, gărzile au urmat ordinele. Au luat oala și au pus-o în cuptor, în flăcări. Au privit până ce s-a topit și a devenit cenușă. Apoi, prințesa a început să se antreneze zilnic și în curând și-a revenit la forma inițială. Apoi a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Morala poveștii: nu faceți nimic bazându-vă pe povești. Sfârșit. Konuşan sihirli kutu. Bir zamanlar farklı ülkeleri görmekten hoşlandığı için orada burada dünyanın her yerinde dolaşan
genç bir gezgin vardı. Bir gün yürürken bir kutu buldu sokakta. Açtı, sihirli kutu ona şöyle dedi. Ne istiyorsun? Çok korkmuştu ama kutuyu atmak yerine sıkıca kapatıp cebine koydu. Sonra ilerledi, ilerledi. Giderken kendi kendine şöyle dedi. Bana yine ne istiyorsun derse bu sefer ne söyleyeceğimi daha iyi bileceğim. Bu yüzden sihirli kutuyu çıkardı ve açtı ve kutu tekrar sordu. Ne istiyorsun? Şapkam altınla dolsun. Ve bir anda şapka altın paralarla doldu. Artık hiçbir şeye ihtiyacı olmayacaktı. Böylece uzaklara, çok çok uzaklara gitti. Sık ormanların içinden geçti. Sonunda güzel bir saraya geldi. Sarayda bir kral yaşıyordu. Genç adam etrafta dolandı dolandı. Kral onu fark edene ve ne yaptığını sorana kadar. Sadece saraya bakıyordum. Sen de böyle bir sarayın olsun isterdin değil mi? Genç adam cevap vermedi. Ama gün batıp gece olduğunda büyülü kutusunu aldı ve kapağı açtı. Ne istiyorsun? Bana duvarları altından, çinileri elmastan ve mobilyaları tamamen gümüş ve altından olan bir şato inşa et. Önünde tam olarak emrettiği gibi inşa edilmiş bir şato kralın sarayının tam da karşısında dikildiğinde konuşmayı henüz bitirmişti. Kral uyandığında güneş ışınlarıyla parlayan görkemli şatoyu görünce hayrete düştü. Ve kral kalkıp genç adamı görmeye gitti. Ona sen çok güçlü bir kralsın dedi. Hepsinin sarayda ya da diğer şatoda birlikte yaşayabileceklerini, kızının onunla evlenmesini umduğunu söyledi. Böylece her şey aynen kralın istediği gibi oldu. Genç adam prensesle evlendi ve Altın Saray'da mutlu bir şekilde yaşadılar. Ancak kralın karısı genç adamı ve prenses kızını kıskanıyordu. Prenses annesine onlara istedikleri her şeyi veren sihirli kutudan bahsetmişti. Kraliçe bir hizmetçiye gidip sihirli kutuyu çalması için rüşvet verdi. Hizmetçi her gece kutunun saklandığı yeri dikkatle izledi ve onu çalmaya çalışmak için en uygun geceyi bekledi. Ve karanlık bir gecede tüm dünya uyurken hizmetçi kutuyu çaldı ve kraliçesine getirdi. Kraliçe kapağı açtı ve sihirli kutu ona ''Ne istiyorsun? Beni, kocamı ve hizmetkarlarımı ve bu harika evi almanızı, Kızıldeniz'in diğer tarafına indirmenizi ama kızımı ve kocasını burada bırakmanızı istiyorum.'' Genç çift uyandığında kendilerini eski sarayda buldular. Sihirli kutu gitmişti. Genç adam hemen atına bindi ve ceplerini taşıyabildiği kadar altınla doldurdu. Tüm komşu ülkeleri tek tek dolaştı. Sihirli kutuyu boş yere arayıp durdu. Çok geçmeden parası tükendi. Yine de atının gücünün izin verdiği kadar hızla devam etti. Birisi ona canavara danışması gerektiğini söyledi. Canavar uzaklara gidip görmüştü. Ona muhtemelen bir şeyler söyleyebilirdi. Bu yüzden çok uzaklarda canavarın ülkesini aradı. Orada ona şöyle diyen yaşlı bir kadın buldu. Burada ne yapıyorsun? Oğlum her gördüğü canlıyı yer. Aklın varsa kaç ve sakın geri gelme. Ama genç adam ona tüm üzücü hikayesini anlattı. Belki de sürekli seyahat eden oğlun altın bir saray görmüştür, dedi. Bu son sözleri söylerken canavar geldi. Lezzetli bir insan kokusu aldığını söyledi. Akşam yemeği vakti olduğunu düşündü. Ama annesi onun her şeyini kaybeden zavallı bir gezgin olduğunu ve bunca yolu canavardan öğüt almak için geldiğini söyledi. Genç adama da korkma, öne çık ve kendini göster, dedi. Bu yüzden o da cesurca canavarın yanına gitti.
Ve şans eseri bir altın saray görüp görmediğini sordu. Evet. Altın sarayı görmüştüm ve hatta içindeki insanları yemek için onu yıkmaya çalıştım. Ama o saray o kadar güçlü ki içeri girmenin bir yolunu bulamadım. Aa, bana nerede olduğunu söyle. Kızıldeniz'in diğer tarafında, çok uzaktadır. Sonunda pek çok seyahatten sonra genç gezgin sarayını nerede bulacağını biliyordu. Böylece hemen yola çıktı ve bir şekilde Kızıldeniz'in ötesindeki uzak diyarlara ulaşmayı başardı. Oraya vardığında bahçıvan kılığına girmeye karar verdi. Altın Saray'a doğru yürüdü. Bir bahçıvana ihtiyaçları var mı diye sordu. Onu işe aldıklarında çok mutlu olmuştu. Günlerinin çoğunu hizmetkarlarla efendilerinin zenginliği ve evdeki harika şeyler hakkında dedikodu yaparak geçirdi. Ona sihirli kutunun geçmişini anlatan hizmetçilerden biriyle arkadaş oldu. Ve kutuyu görmesine izin vermesini istedi. Bir akşam hizmetçi kutuyu ele geçirip ona göstermeyi başardı. Ve kraliçenin yatak odasında gizli bir yerde saklandığını gördü. Ertesi gece herkes derin uykudayken içeri girdi ve sihirli kutuyu aldı. Kapağı açarken duyduğu sevinci düşünün. Kutu sordu. Ne istiyorsun? Sarayıma, eski ülkeme gitmek istiyorum. Kral ve kraliçe de tüm hizmetkarlarıyla birlikte Kızıldeniz'de boğulsunlar. Neredeyse konuşmasını daha bitirmeden kendisini karısının yanında buldu. O sırada Altın Saray'daki bütün yaşayanlarsa Kızıldeniz'in dibini boylamıştı. Son.